Pompierii mehedințeni acționează și astăzi pentru stingerea mai multor incendii de vegetație uscată pe raza localităților Bâlvănești, Bâlvănești de Jos, Schitu de Sus, Șovarna, Ilovăț și Puținei. Și astăzi intervin peste 60 de pompieri cu 9 autospeciale de stingere cu apă și spumă, un ATV, 2 microbuze, saci stingători și unelte genistice pentru limitarea și stingerea incendiilor izbucnite în urmă cu 4 zile. În aceste momente, focarele sunt izolate, fără risc de propagare la gospodăriile cetățenilor. Intervențiile sunt dificile, deoarece flăcările se manifestă în zone abrupte, greu accesibile pentru echipaje și focul riscă să se extindă cu repeziciune din cauza uscăciunii avansate. Pompierii mehedințeni depun eforturi considerabile în această perioadă, parcurgând zilnic pe jos ore întregi pe temperaturi caniculare pentru a limita efectele incendiilor de vegetație uscată și fond forestier. Mobilizarea rapidă a efectivelor libere este esențială în gestionarea acestor situații, pompierii reușind să diminueze semnificativ pericolul pentru comunități. Pentru incendierea vegetației uscate, polițiștii din cadrul IPJ Mehedinți au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de peste 83.000 de lei. ISU Mehedinți face un nou apel la responsabilitate și reamintește populației că arderea vegetației uscate este strict interzisă. Nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu ori pe timp de vânt. Nu utilizați focul deschis în zonele cu uscăciune avansată. Nu aruncați la întâmplare resturile de la țigări și chibrituri aprinse.